12 gospodării de pe strada Morii, comuna Perișoru, sunt inundate în momentul de față. Problema persistă de câțiva ani. Oamenii spun că de vină ar fi canalul de irigație aflat în imediată apropierea curților, însă o parte din autorități susțin că pânza freatică aflată la suprafață ar fi adevăratul motiv. Anul trecut, autoritățile călărășene au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a găsi o soluție la problema semnalată. Astfel, vara trecută, s-a decis ca Primăria Comunei Perișoru să facă de urgență un studiu hidrologic și unul hidrogeologic pentru a stabili cu exactitate sursa surplusului de apă. Până în acest moment, ANIF Călăraș nu a primit nicio informație oficială cu privire la studiile efectuate. Vorbiți-ne un pic despre situația din Comuna Perișoru. Deci, situația din Comuna Perișoru, pentru mine, mi-a fost adusă la cunoștință anul trecut, în luna iunie. În acel moment am convocat factorii de răspundere la nivel de filială, am mers la faza locului, am constatat ce este acolo, am văzut într-adevăr, sunt câteva gospodării, erau câteva gospodării afectate, am încheiat un proces verbal, așa, cu care nu știu dacă trebuie să-i dau citire, proces verbal care a fost înaintat către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a convocat o ședință în data de 21-6-2018, în care au avut loc dezbaterile care s-au discutat la Perișor în data de 20-6. Și s-a hotărât că nu pentru situații de urgență. Articolul 1. Primăria Comunei Perișoru va efectua în regim de urgență atât un studiu hidrologic, cât și unul hidrogeologic care să stabilească factorii care au generat apariția excesului de umiditate. Totodată, Primăria Comunei Perișoru va prezenta populația, va avertiza populația cu privire la consumul de apă potabilă care se va face exclusiv de la sistemul centralizat de apă potabilă al comunei. Articolul 2. Măsurile dispuse vor fi aduse la cunoștința prefectului județului Călăraș și vor fi prezentate membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Secretarul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Călăraș, va asigura transmiterea pentru hotărâri către instituțiile interesate. Din câte știu eu, a trecut un an și ceva de atunci, până la ora actuală nu mi-a fost adus la cunoștință. N-am discutat în niciun Comitetul Județean pentru Situații de Urgență la care la toate am fost prezent această situație. Deci, cred că domnul primar de la Perișoru, Primăria Comunei Perișoru, nu a făcut cele două studii. Studiul ar arăta exact sau... Sigur, ar arăta exact de unde cauzele, provine? Cauzele proveniențe apei. Acum să o spunem, și face așa, de sistemul de irigație în amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare are peste 50 de ani. Aceste fenomene nu s-au întâlnit până anul trecut. Din informațiile mele, dar neverificate, domnul primar sau primăria a făcut 7 puțuri forate pe teritoriul comunei, care vor, din informațiile funcționează non-stop pe timp de vară, da. Iar după cum am spus în procesul verbal încheiat în 26-a la Primăria Comunei Perișoru, în cifra cu numărul 6782 din 2018, luna 6-a ziua 20, menționăm că nu există canalizare în cadrul Comunei Perișoru care să colecteze apele pluviale și manajere și să le descarce într-un emisar, fapt ce ar diminua apariția lucrurilor de apă și excesul de umiditate în gospodării. ANIF-ul, vis-a-vis de acest canal, va interveni într-un timp relativ scurt, pentru că suntem la faza de semnarea contractului, să zic așa, pentru că licitația a fost, documentația a fost publicată pe SEAB, fiind un contract mai mare de 100 de milioane de lei, este verificat conform legislației de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Până acum nu ni s-a dat ok-ul, așteptăm din zi în zi ca să putem semna contractul, să începem lucrările. Lucrare de impermeabilizare a canalului. Exact. Da, deci o să vă spun acum ce înseamnă acești 206 milioane cât a fost evaluată lucrarea. Înseamnă 6 agregate la SPA Pietroiu cu toate instalațiile hidromecanice și impermeabilizarea 47 de km de canal în amenajare. Uh-huh. Prioritar vom începe cu acest canal CA2 de la Ștefan cel Mare până la Perișoru, care are 7
8 km din către Recineu, cu impermeabilizarea lui. Cauzele probabile pentru aceste probleme ar putea fi pânza freatică la suprafață sau infiltrațiile din canal. Studiul de fezabilitate pe care primăria urma să-l facă ar fi clarificat această situație. Exact. În momentul de față, neavând studiu, dumneavoastră nu știți exact care este... Nu știu exact și îmi pun întrebarea de ce nu a apărut până acum 2 ani. Pentru că starea canalului nu s-a depreciat jalnic față de 2010, spre exemplu. Dar comuna Perișorul, din câte știm noi, anul acesta a fost lovită de fenomene meteo, ploaie abundentă, deci au avut foarte multe probleme acolo. Din câte știu eu și din datele care le am, când fiecare zi centralizăm și noi ca și cantitatea de precipitații pe zonă, au fost 105 litri de apă pe metru pătrat de la 1 iunie până în ziua de astăzi, 15 iulie. Deci într-o lună și jumătate, da, 105 litri pe metru pătrat. Pe metru pătrat. Asta ar putea fi cauza. Dacă ar fi pânza freatică la suprafață, mă gândesc. Sau probabil, cum ați spus un pic mai devreme, oamenii nu au sistem de canalizare și atunci apa se devarsă unde? Unde găsește și ea. Deci, dacă dumneavoastră se face acum o fântână, normal că ajungeți la un moment dat, apa se colectează în fântână, da? Da. De când aveți problema? De 2 ani, 3 ani. De când ați pus să bagă de 3 ani, tot îi anunțăm? 2016. 2016? Da, da, și atunci ce s-a întâmplat în 2016? Tot așa a venit apa, dar a venit mai puțină. A venit mai puțin. Anul trecut am tras-o mereu, a venit de la primărie. Veniți aici dacă vreți. Dacă vreți, veniți acum aici, că nu pot să mă întorc. A chemat primăria, a venit cu primăria, a venit ANIF-ul, a venit oamenii care au contracte cu ANIF-ul, că oamenii n-au nicio treabă ei cu... că asta e treaba lor. Da. Și a venit, a săpat acolo cu buldonul că vine apa din comună. Măi, oamenilor, cum să vină din comună? Când a făcut gaură, a buit apa de aici de la canal. Păi cum să vină apa din comună dacă apa e aici, e la un metru? Și a zis și că a doua zi să vadă dacă s-a umplut gaura și s-a umplut și n-au mai venit. Și n-au mai venit nici ziua. Pentru că a văzut de prima dată că ei e... de acolo vine apa de la canal. Și apa a fost plătată pe canal în urmă cu 3 ani, când spuneți dumneavoastră? Nu, apa e din totdeauna pe canal. Apa se bagă sezonier. Dar cu o lună jumate și mai ține încă 2 luni de zile. Și cât îi irigă oamenii. Atâta timp cât nu este apă pe canal, nu, dumneavoastră aveți probleme? Nu avem nicio problemă, că avem fotografii făcute. A venit de la primărie și mi s-a făcut fotografii, precum nu este niciun pic de apă. Și cum a băgat apă pe canal, într-o săptămână a ajuns apa sub case. Am înțeles. Câte gospodării sunteți afectați? Toată partea asta, dar mai afectată e asta aici. Dar în rest, toată, când ați venit dumneavoastră de la gară, este apă și pe dreapta. Și pe acolo, toată partea e afectată și câmpurile încolo, în viile și toate alea. Pompierii ați chemat de când? Astăzi. Astăzi este prima zi când au venit? Păi chemat că nu e nimeni, nicio măsură. Nu ia nicio măsură, a intrat apa sub casă. Stau la primărie aici că a făcut la prefectură, că a făcut nu știu unde, dar nu vine nimeni să ia nicio măsură. Deci apa vine să urcă în casă și... Ei spune că nu poate să facă nimeni nimic. Este afectată doar gospodăria sau au ajuns la locuință? A ajuns la locuință. A trecut în partea asta, pe beciuri, în beciuri la oameni, s-au umplut apii în beciuri. Acela o vecină la fel. Sunt pline, toate dejecțiile s-a ridicat în sus, au copii, aia e problemă. Deci și calcă. Aici? Nu avem și avem toți haznale în tot satul. Da. Și toată apa s-a ridicat acum, cine să se sizează? Garda de mediu nu. Avem WC-ul care e afară, bine. Veniți și vedeți, tot hânderul e afară. De la primărie ce v-au zis? Ne-a înștiințat ca să tragem gardurile de la canal. Au găsit ei un motiv că nu poate să dragleze, că e gardurile până în buza canalului. Dar îi duc unde a dat acum să dragleze canalul, draglina merge pe canal și pune pământul în urmă ei. Aia merge în față și îl lasă pe canal. N-are nicio treabă. Dar asta e un motiv al lor ca să vezi, Doamne, lasă că e prostii în proștii. Dar nici nu poți să muți gardul. Dacă apa e până aici, unde dracu să te bați să muți gardul? De 30 de ani n-au mai făcut nimic ca cei de la Ilibla. 3 ani, nu-i acum un an, nu-i problemă, avem proiect, avem bani, o rezolvăm. Rezolvat, a fost că, cum mi-a spus dumneavoastră, așa am văzut și noi.
aici, uite așa, urca în casă. Aseară era acolo la gardul ăla, azi dimineața era aici. Și trage de azi dimineața, de azi dimineața cu pompile care e ceva care... Te deschide poarta. Aici jos, dacă puteți. Uitați unde e. Are lumină și vede apă în bec. Are lumină, se vede, nu? Da, 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 se vede, nu mai altul. Păi las. Aici e fătână, uitați. Să folosiți apă, nu o foloseați pentru băut. Nu, o folosiți doar pentru... Nu, nu se mai poate. Se vede, s-a prindit? Se vede, avem mai multe. Da? E plin. Deci aici aveți pește aici? Da, că n-am băgat. Ce adâncime are pe aici? Da, bucata. 2 metri jumate, mă. 2 metri ceva are aprile. Cum a tras aici betonul, uitați cum se cunoaște, cum e apa pe dedesubt. Să infiltrați. Da, infiltrație, uitați, toată partea asta la casă și asta, asta e infiltrație venită la apă. Și aici la fel, uitați, mi se vede și, și aici, jos. Uitați aici, aici se cunoaște, dacă veniți în coate să vedeți, să călcați, să vedeți că se cunoaște cum s-a umflat parchetul, uitați. Și aici, în cameră și pe peste tot, s-a umflat parchetul de jos, din cauza la apă. Da, da, și peste tot. Apa a fost aici, urmă. Da, e pădusă pe deasupra apă, nu? Da, bineînțeles, nu se vede, că uitați aici. Deci animale, e bucșeul. Uitați apa în bucșeul. Aveți animale, ați făcut animale? Păi, da. Apa aia a fost până aici, plin, de când tragem de 3 zile, nu tragem într-una. Și acum tragem și mâine, dacă veniți, e la loc, apa vine înapoi. Noi tragem ca să nu se urce sub casă. Deci după de seara, intrați-o până la ora 8. Seara? Apa este de la pompier sau de la pompier? A venit pompierii. Asta la noi e de la primărie, celelalte sunt de la pompier. Am înțeles, deci pompierii astăzi au venit pentru prima dată și primăria trage de câteva zile. Da. Și a tras de mai multe ori, și acum un an, și anul ăsta, de mai multe ori. Am trecut, fiecare zi și trăgea, de ce unul de la mine? Ăsta e, uitați. Este? Da. Și este inundat, adică... Bine, nu poți să mai... Acum a fost... Să vede pe ce. Nu poți să mai duci la el. Dacă aveți baie, dar poți să încasă. Apa a fost sus, în coate, aici, s-a tras. Apa, așa, băltea un pic deasupra. Seara la 7 am încheiat trasul. M-am trezit dimineața la 7, era acolo lângă gardă înapoi. Că era să făcuse ca aici, tot, toată grădina. Dimineața la 7 era baltă de apă. Am înțeles. Care... Că n-au urmă mai putea de... Dacă o trage de 4, o trage de 3 ore cu 3 pompe. Canalul are tale, pe marginea. Nu are nimic. E doar de pământ. Da, așa au zis acum un an, că au, ușor, ușor, au zis că au buget, au bani de la ANIF, nu-i problemă să udăm acum că avem contract cu oamenii ăștia și în toamnă vă garantăm că băgăm și îl curățăm și îl dalăm. Cum i-ați văzut, așa am văzut și noi, că n-au mai, nici n-au răspuns la telefon măcar, nu se mai vine încoace. Ne-a garantat că bagă mai multă apă în curte. De ce au mai făcut contract și le-au luat banii la... Că, bine, oamenii care au contractat nu au nicio vină. Directorul de la ANIF. De cum să iau eu banii să fac contract cu tine dacă eu nu am
ce trebuie în regulă. Domnule, eu sunt de acord să se urde, că așa trebuie agricultura, fără apă nemai, e foarte rea. Dar să, să facă canalul, domnule, și poate să evite să fie apă și iarna să fie aici, dar să nu se afecteze nici pe noi să ne dărâme casă. Ați solicitat ajutoare de la primărie, ajutoare de compensă? Da, nicio măsură. Ce da, ajutoare, domnule, nici nu ajutoare, nu mai trebuie. Am tras cu pompele noastre. Și acum azi au venit aici un băiat de la primărie cu pompa lui personală. Că nu... Acum când au venit la primărie, îi știa că lasă, bă, că e în grădină. Și azi când s-au uitat acolo lângă casă. Mamă, aici au ajuns la apă. S-a început și ei să facă un pic de zarvă. A venit, s-au uitat între și-a bine, au făcut, au făcut zarvă, că am spus că sunăm la televiziune. Stai mă că aducem televiziune, dacă voi nu vreți să luați nicio măsură, poate vreți să fiți vădete la televizor. N-are, n-are nicio putere ei, bă. E primăria de la noi, n-are putere. Cum e prea mic. Nu vrea, mă, nu e că n-are putere. Nu se vrea. Asta e plină. Poate nu mai are până să veniți dumneavoastră cu pompa de aici. Am dus-o dincolo. Bine, dus-o în canal, bă. Pe unde e? Firmași acolo, o dă. Păi da, ce să mai faci aici? Toate, nu poți să te ținu toate. Acum e mult, e acolo. Mai salvați ceva din reportul ăsta? Ce să mai salvezi, doamnă, nimic? Poate omul ăla de pătrunjor să pe la o ciorbă. A venit primăria, a venit pe partea aia, a venit și a făcut o gaură ca să vadă dacă iese apa din canal să ducă încoace. Și i-am spus, da, domnule, aici zicea că să facă un șanț de aici încolo, să pui un nailon aici. Păi și că înseamnă că ne-ați nenorocit dacă faceți așa ceva, pentru că dacă ați rupe structura la canal și toată apa vine încoace, dacă, ca să faci șanț așa. Și a ieșit acolo... A ieșit o leacă de apă, sigur că da, cum să nu iasă. Și să-l duce încolo în continuare la lume. Uite-am și la mine cum se mustuiește, toată livada, am început să strice. Livada-i tânără, e 2 ani de zile, dar din cauza la apă nu pot să fac nimic. Uitați că se vede pe aici. E afectată, e rude toate. Pomii la sfert nu se usucă. Aici e cel mai rău, dacă s-a rupt ăsta, inundă toate casele. Nu mai are ce mai oprească nimeni într-o noapte, ține acolo, ține anul. Păi mâine dimineață, dacă oprim pompele acum, mâine dimineață apa e la loc. Păi de sub să vină treaba. Nu, că nu, acolo să oprește, dar măcar să ia pe deasupra, spune noi să nu fie decât cei deasupra cei. Luni 15.07, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost solicitat să intervină în localitatea Perișoru pentru evacuarea apei din locuințele, curțile, gospodăriile din localitate. Au fost în total 9 gospodării afectate, în proporție mai mică sau mai mare de apă. Cu o seară sau în seara anterioară a plouat destul de mult în zonă. Au fost și avertizări de cod galben pe zona respectivă.
Câte motopumpe aveți în zonă? De la subunitatea noastră de intervenție de la Dragalina s-au deplasat 5 cadre ale noastre cu 2 motopompe și cu un mijloc de transport. Iar la fața locului, din partea primăriei Preișorul, se executau operațiuni de evacuare a apei cu alte 2 motopompe ale serviciului voluntar din localitate. Până la această oră ați mai fost solicitat să interveniți la Perișorul sau a fost intervenție doar pe parcursul zilei de ieri? Doar pe parcursul zilei de ieri am avut intervenție. La solicitarea cetățenilor sau a Comitetului Local pentru Situații de Urgență vom interveni ori de câte ori este cazul și în localitatea Perișorul sau în alte localități din județ. Acestea fiind sesizările oamenilor, am luat legătura cu reprezentanții prefecturii județului Călăraș pentru a afla punctul de vedere oficial asupra acestui subiect. Povestiți-ne un pic despre situația de la Perișorul. Ce se întâmplă acolo în momentul de față? Povestea este un pic mai veche. Este din 2018, din mai 2018, mai iunie 2018, când în urma unor precipitații, pânza freatică a crescut și au fost câteva gospodării și case afectate de inundație. Câte gospodării sunt afectate în momentul acesta? În momentul acesta, 9, din ultimul acord prezentat de colegii noștri de la ISU. Am înțeles că în cursul anului trecut ați avut și o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și s-au luat câteva decizii la vremea respectivă. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba? Sigur. În urma informării primite de către făcute de Primăria Perișorul către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în care ne arătau că pânza freatică a crescut și că sunt case și gospodării afectate, s-a luat hotărârea de a se stabili o comisie de verificare, da, din reprezentanții ai celor de la ANIF, SEGEA, Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Județean, Prefectură și, bineînțeles, UAT Perișorul. Da. Primăria Perișorul trebuia să facă studii de... În urma procesului verbal în care, într-adevăr, s-a încheiat cu ocazia deplasării echipei la fața locului, s-au constatat că lucrurile semnalate de către Primăria Perișorul sunt reale, motiv pentru care Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a luat o hotărâre ca în regim de urgență Comuna Perișorul să efectueze un studiu hidrologic și unul hidrogeologic care să stabilească factorii care au generat apariția excesului de umiditate. Asta pentru că cei din Comuna Perișorul spun că principalul factor ar fi canalul de irigație al ANIF-ului CA2 Pietroiu Ștefan cel Mare. Lucru infirmat de către domnul director pe motiv că undeva până în martie, aprilie anul trecut, 2018, acel canal nu a fost folosit. A avut apă. Nu a avut apă și nu a fost folosit, motiv pentru care nu avea de ce să vină infiltrațiile de apă din canal. Deci oamenii au semnalat probleme la Perișorul în momentul în care canalul nu avea apă. Ele au început din primăvară, undeva din martie au început, când canalul nu avea apă. Într-adevăr, ele s-au acutizat undeva prin mai. Dar au fost și niște precipitații abundente la vremea respectivă. Am dosarul în poată și văd că tot avem mesaje meteorologice cu fenomene periculoase și în special cu ploi în toată această perioadă. Da, și exact pe zona Perișorului, da, a fost. Da, exact pe zona Perișorului, da, cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat. Voiam să vă întreb, până în momentul de față, reprezentanții primăriei au efectuat studiile? Din cunoștințele mele, nu. Ați luat legătura în ultima perioadă cu reprezentanții primăriei? V-au spus în ce stadiu se află sau ce urmează să deruleze? Acum 2 zile am aflat de această situație. Am discutat cu domnul primar, am spus că sunt câteva gospodării și că se descurcă.
ISU și ultimele discuții au fost mai mult cu cei de la ISU și cu cei de la ANIF, pentru că mă interesa și acel canal să vedem dacă intră în un program de reabilitare. Din câte am discutat cu domnul director de la ANIF, cu domnul Neagu, mi s-a comunicat că este o investiție care la data asta este verificată de autoritățile din București, urmând momentul care se va da ok să înceapă lucrările de reabilitare, inclusiv a acelui canal, lucru care ar exclude una din posibilitățile. Și ar mai rămâne pânza freatică? Ar mai rămâne pânza freatică, dar acolo, conform spuselor celor de la SGEA și ANIF, doar un studiu hidrogeologic ar putea să stabilească exact ce e de făcut. Studiu pe care, în mod normal, ar trebui să-l facă primăria. Primăria Perișorul. Am încercat să luăm punctul de vedere și de la reprezentanții primăriei Perișoru, însă nici primarul și nici viceprimarul nu au răspuns la telefon. Astăzi, se pare că reprezentanții ANIF au fost la Perișoru, unde au stat de vorbă cu autoritățile locale și oamenii afectați de inundații. Se pare că primăria Perișoru nu a respectat planul de intervenție stabilit anul trecut în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în ceea ce privește crearea unui front de lucru. De această dată, reprezentanții primăriei Perișoru s-au angajat că vor muta gardurile și vor tăia copacii din zonă. Astfel se va face un loc pentru crearea unui canal de preluare a infiltrațiilor. Lucrările vor fi demarate în zona critică imediat ce vor avea posibilitate de lucru. Directorul ANIF, Vasile Neagu, ne-a declarat astăzi că situația poate fi remediată într-o săptămână de la crearea frontului de lucru și începerea lucrărilor.